Mă numesc Tudor Șerban, sunt CEO companiei Vagbus România. În anul 2007 am înființat această companie pentru a produce microbuze pentru transportul local. În anul 2015 am fost prima companie care a reușit să-și omologheze ancorajele pentru vehicule E-mono cu 9 locuri. Povestea mai amplă începe în anul 2019, în momentul în care am gândit să ne achiziționăm un teren pentru a ne construi o fabrică de mai mare capacitate. În anul 2023 ne aflăm la 70% din proiectul pe care noi l-am gândit. Dacă e să vorbim de cifrele de afaceri pe care le-am înregistrat în ultima perioadă de timp, am să mă refer în special la 2022, care a însemnat un an foarte bun pentru firma noastră. Am ajuns la 5,8 milioane de euro. Iar pentru 2023, această cifră ne dă dreptul să sperăm la 8,8 milioane de euro cifre de afaceri. Bineînțeles, având în vedere că în 2024 vom deschide și noua investiție, o investiție care va avea o capacitate de producție de circa 6 de microbuze pe an și care este amplasată la intrarea în Piatra Neamț dinspre municipiul Bacău, cu acces la drumul național, dar aflată și în imediata vecinătate a căii ferate care leagă cele două orașe. Cifra de afaceri pentru 2024 pe care ne dorim să o atingem va fi situată undeva în jurul la 15 milioane de euro. Vagbus acoperă o gamă largă de produse pe toată zona de microbuze, atât în M1 cât și M2, dar mai ales și M3. Am reușit în 2023 și ne mândrim cu asta să realizăm un microbuz electric, să avem primul microbuz electric din România cu ancoraje proprii. A avut o capacitate de 9+1 locuri, dar deja clienții s-au declarat entuziasmați de această mașină. Ne aflăm în Casa Vagbus România. Într-adevăr, este o hală considerabilă, cu o suprafață generoasă. Avem aici peste 6.000 de metri pătrați, unde, așa cum v-am spus și mai devreme, vom produce 600 de microbuze anual. Cu siguranță, microbuzele electrice vor reprezenta una din marile provocări ale Vagbus România, având în vedere și tendințele la nivel european și mondial. În fluxul tehnologic al fabricii avem secțiunea de dezechipare a autovehiculelor. Aceasta va fi efectuată în funcție de configuratorul pe care îl va livra către producție departamentul de vânzări, bineînțeles în urmarea unei aprobări de către managerul de producție a acestor configuratoare. Intrăm în următoarea secțiune în care vehiculele, odată dezechipate, vor trebui amenajate în interior, în partea de infrastructură a acestora. Toate aceste posturi sunt special gândite pentru a lucra în interiorul lor și dedesubt. În următoarea secțiune a fabricii vom ajunge în zona de pregătire pentru vopsitorie. Cum vă spuneam, există configuratoare pe care urmarea optimizărilor de către departamentul de vânzări, ele vor urma un anumit ciclu în interiorul fabricii. Apoi avem secțiunea de vopsitorie și tehnicigerie a componentelor care urmează a fi vopsite. Iar în ultima secțiune avem secțiunea de montaj, în care vehiculele trebuie echipate cu scaune, cu geamuri, cu aer condiționat și, nu în ultimul rând, ultima zonă de verificare și testare a componentelor montate de către noi și, bineînțeles, zona de pregătire și delivrare a produselor finite. Și pentru că cele 6 de microbuze pe an se vor construi cu oameni, e clar că ne dorim să devenim unul din angajatorii de top ai județului Neamț și să oferim condiții bune celor care doresc să activeze în această fabrică.